Simona și Sorin au avut o mică discuție în contradictoriu, de fapt era o nemulțumire a Simonei pentru că l-a chemat la un moment dat pe Sorin, el a fost înștiințat de către băieți de către Mihai și cu toate acestea, acestea nu a dorit să vină, era într-o discuție cu Stelian și atunci i-a spus Simona că lui nu, ei nu îi plac orgoliile și lucrurile acestea că nu trebuie să fie orgolios cu ea și că atunci când ea îl cheamă, el trebuie să vină. Iar mai târziu puțin a vorbit cu fetele, spunându-le că uh, îi se pare că Sorin este pervers, este parșiv. Și asta i-a spus și lui în, în discuția aceea de afară. Zicea că vrea să pară mai mult decât este. Ionela părea că nu este de acord și nu prea înțelegea ce spune uh, Simona, dar cu toate acestea s-a sărutat cu el. Ea mai crede că Sorin s-a relaxat acum când vede că e atracție și din partea ei. S-au și sărutat și simte că îi ascunde ceva. Cu toate acestea, cei doi s-au declarat oficial într-un cuplu.